În plină iarnă, o familie din Chișinău s-a pomenit cu casa inundată și tavanul surpat după ce s-a spart țeava de la agentul termic. Incidentul s-a produs ieri într-un bloc din centrul capitalei. Cei de la întreprinderea municipală de gestionare a fondului locativ numărul 23 spun că vinovați de cele întâmplate s-ar face proprietarii vechi ai apartamentului, care au efectuat, contrar legii, lucrări de reparație a sistemului de încălzire. Ieri în jurul orei 12, apartamentul Dianei Vlas a fost spălat la propriu cu apă fierbinte, după ce țeava de la agentul termic a cedat din cauza presiunii. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit, însă în camera copilului tavanul s-a înmuiat și s-a prăbușit. Inundat a fost și apartamentul vecinilor de la primul etaj. Despre deservirea blocului locativ, sunt martor cum înca de podul, curgea fierbinte, ne se distruge casa. Și primăria a fost sunată cu o oră în urmă și nu a acționat deloc, au spus că ei au masă. Am sunat și la 112 și la deservirea blocului și ei toți în gura mare au masă, nu încade podul. După ce mai bine de jumătate de oră apa a curs în continuu, unul din vecini a reușit să închidă robinetul de la sistemul de încălzire. Responsabilii de starea tehnică a țevilor, cei de la întreprinderea municipală de gestionare a fondului locativ, susțin că țeava care a fost schimbată acum 10 ani s-a spart din motiv că era din plastic și nu din fier, așa cum prevede regulamentul. Rădăcinile istoriei este că cu 10 ani în urmă s-a mai întâmplat fix așa situația, fix tavanul de aceasta a fost căzut, deci atunci erau alți proprietari. Și era o țeavă care din metaloplast nu era instalat corect. Și după tot incidentul acela și au avut și judecăți cu instanțele acestea și nu au clarificat întrebarea. Deloc, au pus fix așa țeavă, nimeni nu a verificat. Și... Șeful întreprinderii de gestionare a fondului locativ numărul 23, Eugen Ciuchitu, dă asigurări că țevile vor fi înlocuite și va încerca să ofere un sprijin material pentru persoanele afectate. Asta deși vinovați de cele întâmplate, se fac proprietarii vechi ai apartamentului care nu au ținut cont de parametrii tehnici atunci când au făcut lucrări de reparație. Noi nu ne putem asuma responsabilitatea. Proprietarul vechi și-a schimbat țeava și-a pus-o în perete, anume și în perete, și-a pus-o din plastic, din metaloplast. Țevele din metaloplast sunt caracteristici pentru sistema autonomă din căzării. Unii presiuni acolo se ridică la 2 atmosferi, maximul la 3, acolo de acum, cel mai maximal. Dar la sistema centralizat din căzării se mai întâmplă că sunt, în limba rusă, cheamă hidroutar, care agentul termic, poate să crească un timp oricare, poate să micșoreze. Urmează să vedem, eu o să mă întâlnesc cu doamna Vlas Diana și o să cumva poate un ajutor mic să putem și noi, ca întreprindere municipală. Proprietarul apartamentului spune că urmează să fie inițiată o expertiză suplimentară și își rezervă dreptul să acționeze în judecată.